Se deschid saloanele în țară, la 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 la, zâmbesc toate fețele, salutare, salutare, dragi colegi de izolare, mai avem 10 zile în care ne salutăm cu acest deja, îmi permite să zic tradițional, o salut, apoi mă veți uita că și uitarea e scrisă în legile omenești. Toată lumea așteaptă acum deschiderea saloanelor, au mai rămas 10 zile și mergem iarăși la coafor, bateți cinciu, bateți palma, yeah! Așa au bătut palma și cei doi lideri marcanți, cică doamna Dăncilă cu Kelemen Hunor, pe vremuri, dar nu de ceva multe vreme în urmă, nu cu ceva multe vreme în urmă, au bătut palma pentru ca limba maghiară să fie limba oficială în mai multe teritorii ale patriei. Până la urmă, doamna Dăncilă și-a dat seama că nu posedă bine limba română și a zis că prima dată să învețe ea românește, să vorbească corect românește și după aia mai vede cu limba maghiară. Și l-a bătut cu pălmuța la fundic, la șeghet, pe, la pop și pe Kelemen. Dar nu de asta e vorba, domnule, lăsați-o încolo. Peste 10 zile nu mai avem stare de urgență, avem stare de alertă. De la stare de urgență la stare de alertă. No, pe noi, pardele, ne-o terminat. Oricum, noi ne mișcăm mai greu, dar pe astea cu urgență, cu alertă, ne agită. În termeni ardelenești, starea de urgență se traduce cu no. Ăla e rău suprem, no. Acum am trecut la stare de alertă, vom trece la stare de alertă. Asta e un fel de stare, îi bai, ceea ce nu-i chiar no, îi numai bai. Dacă peste alte două săptămâni după 15 mai mai trecem la o stare de asta de agitație, o să avem starea ardelenească bye bye. Dar totuși e bine. E bine că se deschid muzeele, se deschid saloanele și coafura rezistă. Vă dați seama? De aseară bubuia netul, bubuia Facebook-ul, toate saloanele. Le deschidem, yeah! Toate clientele, vai, pe mine când mă poți primi? Comentarii de alea, hai te rog, că am nevoie, că părul meu a crescut și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo. Pregătiți flexurile. Pregătiți flexurile, trebuie făcută pedicura românilor. Și aș zice că lângă fiecare salon de epilație să se deschidă o filatură. Dom'le, o să fie materie primă, după atâta izolare. Pornim economia. Pornim economia, dar n-am văzut că, nu, acum se redeschid muzeele. N-am văzut niciun coment de genul. Îmi poate spune cineva, să scrie o doamnă, îmi poate spune cineva, la Muzeul de Artă este expoziție Tonița sau este integrala Grigorescu? Doamnelor, domnișoarelor, dragilor noastre, sunteți frumoase, oricum, și după izolare, și înainte de izolare, degeaba mergi la salon, stai acolo 2-3 ore, dai atâția bani, prinzi programare cum prinzi emoții și după aia când arăți ca scoasă din cutie, unde să te duci? Că mall-urile sunt închise. Nu poți face tu acolo la mall o poză, să o pui pe Insta, te duci la muzeu. Da? Uite, uitați-vă că luați cu muzeele, luați cu destinderile, cu relaxările. Am uitat de cireșele de mai, de lingourile lunii mai. Este 5 mai acum. Pe vremuri era plin netul de poze cu cireșe. 3 cireșe, un Mercedes. 5 cireșe, o garsonieră. Acum la mare concurență cu cireșele, dezinfectanții și spiritul sanitar. Băi, ce am ajuns! Să nu mai poți bea tu sfântul spirit sanitar, domnule. Ați văzut în ea și au băut niște cetățeni și săracii au murit. Dumnezeu să ierte. Sper că la pomană nu s-a dat mona. Dar totuși să nu mai poți bea tu un, văzut ce a zis doamna, diluat un pic spiritul sanitar cu suc de portocale și mergi la lucru și n-ai problemă. Am înțeles că nici în verdele de Paris nu mai poți să te încrezi. Numai băuturi contrafăcute, dar pe Băsescu l-am văzut alaltă seară sau cândva la televizor, un perete plin, știți că apar acum de acasă, un perete plin de cărți, de alea groase. Numai Brâncoveanu are șmecherul. Brâncoveanu, știți voi, conia acolo la carte. Da. Și s-a legat de romi. Băsescu nu mai încape de nimeni. Repet, mă tot repet, ce-a făcut el în afară de că a pierdut flota, că a ridicat-o pe Codruța la nivel de euro judecătoare și după Elena Udrea s-a ținut cascaiul de macrame. Ce-a făcut? Nimic. Și acum dă sfaturi, acum să ia de romi. Nu mai are de cine să se ia, să-i fie rușine. Mi se pare că a fost țigan la faza asta. Dar mă rog,
Nu mai contează. Bine că s-au deschis muzeele, s-au redeschis muzeele. De asta avem noi de voie, nu? Păi eu dacă deschid dulapul soacrei, eu văd acolo o istorie întreagă, secole. Dacă mă uit bine în dulapul soacrei mea, pot să găsesc o potcoavă de la una dintre copitele calului lui Matei Corvin, pot găsi acolo mustața lui Banfi, pot găsi drujba lui Vereștoi. Habar n-am. Apropo de soacră, știți că am zis ieri că îmi dă 15 lei la următoarea pensie, numai să nu mai pomenesc. Mulțumesc, mulțumesc, mi-a sărit în ajutor. Violeta, dă ea 15 lei numai să vorbesc în continuare de mama soacră. Maria, dă 20 de lei să-mi continui discursul în care s-o plasez și pe soacră. Gabriela, dublează suma, 30 de lei, numai să o pomenesc în continuare pe soacră și cireașa de pe tort. Elena, 50 de euro. Mă gândesc să fac o bursă. Cine dă mai mult, cine mai dorește, cine mai poftește, numai ca să mai zic câte ceva despre soacră. Radu vine și el cu ideea, ce de ce nu faci un pomelnic online să pomenești fanii care doresc și să le iei 5 lei. Dar nu știu cum mi-ar sta în ipostaza aceasta. Cert e că ceva trebuie să facem, că după relaxare urmează derutare și după aia trebuie să găsim ceva concret de făcut. Dar până una alta, dragi colegi de izolare, 10 zile eu port această mască cu gândul că mă voi duce și eu la salon să mă întineresc, că de atunci mă tund de soția și de păr și de banda. Altfel e acolo când ți se pune o mască, un masaj. Vă las, nu vă mai rețin, vă las să sunați și să vă faceți programare, dragi colegi de izolare. O zi superbă vă doresc și să rămânem optimiști, că fără bani deja suntem. Numai bine!